În timp ce slătinenii așteaptă cu nerăbdare construcția molului pe terenul fostei unități militare din Slatina, aleșii PNL au dat încă un vot împotriva acestei construcții. Ei s-au opus astăzi într-o ședință de îndată a Consiliului Local proiectului care prevede actualizarea documentației în vederea concesionării terenului de 62.000 de metri pătrați. Și anul trecut ei au votat împotriva molului și au spus că centrul comercial ar trebui construit la marginea orașului. Între timp, reprezentanții primăriei Slatina au explicat că nu există niciun alt teren deținut de municipalitate care s-ar preta pentru o astfel de investiție. Cu toate acestea, liberalii continuă să voteze împotriva unui proiect atât de important pentru Slatina. Construcția centrului comercial va aduce sume importante la bugetul local, atât din concesionarea terenului, cât și din plata ulterioară a impozitelor. În plus, vor fi create 1500 de locuri de muncă și va fi construită o parcare generoasă pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați, care va deservi întreaga zonă.